Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Camelia Varga și vă invit la știrile Agro TV. La mulți ani, România! La 3 zile de la 1 decembrie am vrut să vă transmit și eu, dar și în numele colegilor mei, această urare. Ce ar trebui să urmeze acum, după 100 de ani de românism? Poate un proiect de țară în care cele aproape 20 de milioane de conaționali așteaptă să se implice. Cu prilejul Zilei Naționale a României și al centenarului Marii Uniri, la sediul din Bruxelles al Parlamentului European, a fost inaugurată expoziția Români care au schimbat lumea. Inițiativa a aparținut delegației române, membră a grupului parlamentar al Partidului Popular European. La acest eveniment a fost invitată și o echipă Agro TV, coordonată de colegul meu Ovidiu Ghinea, care ne-a transmis imagini și informații pentru jurnalul din această seară. Ziua Națională a României a fost cinstită așa cum se cuvine și aici în Parlamentul European. Președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a participat la manifestarea dedicată centenarului. Foarte mulți oaspeți, foarte multe personalități. Noi cei de la Agro TV suntem aici și avem bucuria de a participa cu reprezentanții României și cu fermierii, cu cei care se implică în agricultură românească, la un eveniment de marcă, la un eveniment de gală pe care nu îl întâlnești în fiecare zi. Vizitatorii expoziției pot afla cine au fost și prin ce au excelat Grigore Antipa, Ali Coandă, Traian Vuia, Nicolae Păulescu, Ana Aslan, Petrache Poenaru și Ioan Cantacuzino. În discursul său, președintele Parlamentului European italianul Antonio Tajani a felicitat România cu ocazia centenarului Marii Uniri și și-a exprimat convingerea că președinția română a Consiliului Uniunii, care va fi asigurată în perioada 1 ianuarie 30 iunie 2019, va fi una de succes în pofida multiplelor provocări pe care le întâmpină Europa. De asemenea, Tajani a subliniat că susține deplin aderarea României la spațiul Schengen de liberă circulație. Șeful legislativului european a ținut să remarce originea latină comună a românilor și italienilor și și-a încheiat intervenția adresând în limba română urarea la mulți ani România. Mă bucur să știu că și astăzi sunteți în fața televizoarelor pe Agro TV. Suntem la Bruxelles, în inima capitalei Belgiei, aici unde se iau cele mai importante decizii. Dumneavoastră, fermierii, cunoașteți faptul că de fiecare dată Parlamentul European are puterea asta de a decide viitorul dumneavoastră, viitorul politicii agricole comune. S-a tot discutat în ultima vreme ce se va întâmpla. Vom avea plafonare, nu vom avea plafonare. Iată că avem posibilitatea noi cei de la Agro TV să interacționăm direct cu cei care fac legile, cu cei care decid soarta dumneavoastră și implicit cu cei care au puterea asta să stabilească ce se întâmplă atât cu agricultura românească cât și cu cea europeană. L-ați văzut de la Bruxelles pe Ovidiu Ghinea, realizatorul emisiunii Agricultura la raport. Chiar acum, jurnalul Agro TV, întors de la Parlamentul European, colegul meu Ovidiu Ghinea este alături de noi. Bine ai revenit, Ovidiu! Prin urmare, ai fost împreună cu o echipă de filmare după evenimentele dedicate centenarului în Belgia, unde ați fost invitați și la o fermă de ovine. Dezvoltă-te, rog, subiectul, ca să spun așa, pentru că, într-adevăr, există un interes foarte mare legat de industria rumegătoarelor mici. Bună seara, Camelia, atât ție cât și telespectatorilor noștri, telespectatorilor Agro TV. E foarte adevărat ceea ce ai afirmat. Am avut deosebită plăcere să merg alături de o echipă Agro TV într-o fermă de oi din Belgia. Acolo fermierii sunt mult mai relaxați, iar această relaxare vine din
prisma faptului că reușesc să-și valorifice producția mult mai ușor și mult mai avantajos decât o fac cei de aici, de la noi din țară, crescătorii de ovine. Există diferențe mari între ceea ce reușesc ei să obțină pe un kilogram de brânză, 24 de euro, dacă pronunți suma asta aici în țară, poate părea nemai întâlnit un preț extraordinar de mare pentru fermierul român, care valorifică undeva la 4-5 euro într-o situație fericită. Dar ăsta n-ar fi singurul aspect la care aș vrea să mă refer vis-a-vis de ceea ce se întâmplă în fermele de oi din Belgia. Să știți că reușesc să dezvolte și o rețea de marketing foarte interesantă. Reușesc să valorifice absolut tot. Valorifică lâna, valorifică experiența și o să vă întrebați cum reușesc să-și valorifice experiența. Ei bine, am întâlnit în ferma pe care am vizitat-o un grup de tineri veniți să învețe să deprindă tainele meseriei de la proprietarii fermei. Asistau, participau la niște cursuri, își notau, știau ce au de făcut în viitor. Astea ar fi doar câteva aspecte. Vă spuneam că reușesc să valorifice lâna. Oile pe care le au sunt de 4 ori mai eficiente, mai rentabile decât oile noastre. Sunt oi din rasă pur belgiană, aleg de fiecare dată genetică de marcă, de calitate pentru a fi productivi. Aveau 250 de zile de lactație. Sunt foarte multe cifre care vin în sprijinul performanțelor pe care le realizează fermierii belgieni. Fermierii noștri, în schimb, sunt mai dezavantajați. Noi de fiecare dată ne bucurăm să știm că stăm bine în statistici, în clasamente, că avem un efectiv mare de mioare în România, că suntem pe locul 3 în Europa. Dacă Marea Britanie părăsește spațiul european, vom fi chiar pe locul 2. Lucrurile astea nu știu cât de tare ar trebui să ne facă fericiți, pentru că, în fond și la urma urmei, știți cum e, oamenii trag linie la sfârșit de an, pentru că toți suntem pe final de an, și fac un bilanț. Iar dacă bilanțul ăsta este pozitiv, oamenii au motive de bucurie. Cred că, din păcate, crescătorii de ovine din România nu sunt atât de fericiți. Știu de la ei că reușesc să vândă un kilogram de carne, de oaie, undeva la 5 lei, chiar dacă vorbim de oi reformă. Sunt date triste, nu sunt lucruri care ar trebui să ne facă mândri și fericiți, dar poate că datorită acestor experiențe pe care le avem, schimburi de experiențe pe care le avem în decursul anului, putem să devenim mai performanți și, bineînțeles, statul român, care ar trebui să îi susțină mai mult, să îi facă să se dezvolte și să depășească mai ușor barierele pe care le au. Mulțumesc mult, Ovidiu! Continuăm, dragi telespectatori, jurnalul AgroTV. Ministrul Agriculturii a precizat că în câteva zile vor fi anunțate oficial datele definitive legate atât de producțiile obținute în acest an, cât și de randamentul obținut în ramurile care compun acest domeniu extrem de important pentru economia națională. Cert este că în acest an recolta de grâu a depășit 10 milioane de tone, cu peste 2,3% mai mare față de anul trecut. Deși, potrivit șefului MEADR, a fost un an greu în care, citesc din Petre Daia, România a fost răvășită de o serie întreagă de fenomene naturale. Subiectul producțiilor record din agricultura națională îl atinge imediat reporterul nostru special, Marius Milea. România a realizat anul acesta peste 30 de milioane de tone de cereale față de 27 milioane de tone anul trecut, producțiile de porumb și floarea soarelui ocupând primul loc în Uniunea Europeană, a declarat pentru Agenția Națională de Presă, Agerpres, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Petre Daia. La floarea soarelui am realizat peste 3,35 milioane de tone și suntem pe primul loc în Uniunea Europeană, fiind cea mai mare producție de până acum. La porumb mai avem de recoltat 0,5% din suprafață în județele din centrul țării, dar până în prezent am depășit 18 milioane de tone. Și la porumb suntem pe primul loc în Uniunea Europeană, a spus Daia. Suprafața însămânțată anul acesta cu porumb a fost de 2,41 milioane hectare, iar la floarea soarelui de 1,01 milioane hectare. Recolta de cereale păioase de vară a ajuns la
12,8 milioane de tone, în creștere ușoară, sub 1% față de anul trecut, când a fost de 12,7 milioane de tone, cu o producție medie de 4.655 kg la hectar, comparativ cu anul trecut de 4.598 kg la hectar. Anul trecut, România a raportat o producție totală de cereale de aproape 27 de milioane de tone, adică 1,4 tone pe fiecare român, cu recorduri istorice la grâu, mazăre, orz, floarea soarelui, soia, porumb, cartofi și struguri. Producția de grâu, secară și triticale a fost de circa 10 milioane de tone, cu un randament de 4,83 tone la hectar, în timp ce la porumb, recolta a sărit de 14,5 milioane de tone, cu o medie aproape 6 tone la hectar. Și la floarea soarelui a fost consemnată o producție record de 3,1 milioane de tone în 2017, cu un randament de 2,72 tone la hectar. De precizat că în România cerealele ocupă 60% din suprafața țării. La sfârșitul lunii octombrie, Asociația Generală a Producătorilor de Porumb din Europa, citată de cotidianul Le Monde, estima că România ar urma să recolteze în acest an între 14,5 și 15 milioane tone de porumb. În comparație, Franța se așteaptă la o producție de doar 11,8 milioane de tone, ceea ce înseamnă că România va prelua coroana de cel mai mare producător european de porumb, vampirizând piața europeană a porumbului, după cum comentau editorialiștii din Hexagon. Datele statistice legate de agricultură publicate de Oficiul European de Statistică au arătat că România în anul 2017 era a opta putere agricolă a Uniunii Europene. Cristina Ciobanu a parcurs pentru dumneavoastră informațiile venite de la Eurostat și a pregătit o sinteză plină de date, dar extrem de concludentă. În rândul statelor membre ale Uniunii Europene, România ocupa în 2017 primul loc la floarea soarelui, în funcție de suprafața cultivată și de producția realizată, locul întâi la porumb boabe, în funcție de suprafața cultivată, și locul 2 la producția realizată, după Franța. De asemenea, la grâu era pe locul 5 atât la suprafața cultivată, cât și la producție. Producția agricolă a Uniunii Europene a avut o valoare de 432,6 miliarde de euro în 2017, cu 6,2% mai mare decât în 2016. Statele membre cu cea mai mare producție agricolă totală fiind Franța, 72,6 miliarde de euro, sau 17% din total valorii agriculturii Uniunii. Germania, 56,2 miliarde de euro, 13%. Italia, 55,1 miliarde de euro, 13%, conform barometrului Eurostat. Locurile următoare sunt ocupate de Spania, 50,6 miliarde de euro, Marea Britanie, 31,8 miliarde de euro, Olanda, 28,9 miliarde de euro, Polonia, 24,9 miliarde de euro și România, cum se știe, pe locul 7, cu o valoare a producției agricole de 17,5 miliarde de euro. În România, valoarea producției agricole totale a crescut anul trecut cu 13,2%, în principal ca urmare a unei creșteri de 17,9% a valorii culturilor agricole, de 8,8% a valorii producției animale și de 5,1% a valorii serviciilor agricole. Procedura de achiziție publică nu va mai fi necesară pentru achiziționarea de linii tehnologice pentru procesarea produselor agricole de către beneficiarii finanțărilor nerambursabile obținute prin Programul Național pentru Dezvoltare Rurală. Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a inclus recent această categorie de achiziții printre cele care pot fi efectuate mai simplu prin baza de date cu prețuri de referință. Producătorii, importatorii sau dealerii pot încărca online în baza de date cu prețuri de referință a AFIR oferte privind linii tehnologice pentru investițiile agricole și procesarea produselor agricole. După publicarea în baza de date, beneficiarii privați PNDR vor putea achiziționa direct respectivele produse, fără a mai parcurge procedura de achiziție publică. Totodată, AFIR a actualizat documentația pentru includerea furnizorilor în baza de date, respectiv solicitarea de înscriere, declarația
declarația pe proprie răspundere și cea de asumare a prețurilor, documente care vor fi semnate doar electronic. Baza de date cu prețuri de referință e concepută ca un mecanism menit să simplifice procedura de achiziție publică a utilajelor și echipamentelor specializate necesare beneficiarilor PNDR. Această bază de date funcționează pe principiul cumpărării directe a echipamentului dorit de către beneficiarii PNDR, fără a mai parcurge altă procedură de achiziție, dar cu respectarea prevederilor comunitare și naționale în vigoare. La ora actuală, baza de date a AFIR cuprinde peste 36.500 de elemente înscrise. Agenția analizează și posibilitatea introducerii în baza de date a halelor industriale, după cum afirmă directorul general al instituției Adrian Chesnoiu. Baza de date cu prețuri de referință poate fi consultată pe pagina de internet a AFIR www.afir.info. Sunt atât de multe mâncăruri bucovinene care merită încercate, încât uneori este destul de dificil să te oprești doar la o singură porție. Așa cum mulți oameni au observat de nenumărate ori, bucătăria din Bucovina este o sursă constantă de fericire culinară. Mi-am permis să citesc din cei care cunosc bunătățile Bucovinei din interiorul bucătăriei, ca să zic așa. Cei care s-au găsit în inima spirituală a României au întreprins acțiuni de identificare a celor mai bune preparate ale regiunii. Fac poftă acum celor care se uită, telespectatorilor, că se poate mânca un cuib de 5 în Bucovina. Cuibul de 5 înseamnă că sunt 5 sarmale. Fiecare sarma are carnea. Una e cu carne de porc, una e cu carne de vită, una e cu carne de miel, una e cu carne de pasăre și a cincea este cu ciuperci. Apoi sunt învelite într-o foaie de varză și un strat se pune în oala de lut, lutul să fie de la marginea, oalele sunt de la marginea, se pune un strat de varză, apoi un cuib de sarmale, iar un strat de varză și apoi după ce l-ai băgat la cuptor, după câteva ore când scoți și vine mireasma acestor sarmale, îți vine să nu mai pleci, să stai în Bucovina, să-ți petrești toată viața acolo, că e loc pentru toată lumea. Cum merge turismul rural? Este în plină dezvoltare? Este în plină dezvoltare și suntem foarte mulțumiți. Uitați, acum s-au cam vândut tot ce există de Crăciun, s-au vândut și ofertele de Revelion și asta ne bucură foarte mult. Suntem cam a treia regiune din țară cu oferta turistică după Constanța și după Brașov, dar vrem să ajungem cât mai sus pentru că avem potențial și trebuie să profităm la maxim. Atât românii cât și străinii trebuie să descopere Bucovina. Obligat este lucrul acesta pentru că nu o spun doar ca să mă mândre, o spun din inimă pentru că acolo trăiesc și văd ce oameni sunt și cum sunt primiți acești turiști. De aceea îi invit să vină și străini și români și toți să poposească la noi în zonă. O generație se stinge, iar cea tânără e prea puțin interesată de păstrarea tradițiilor din Maramureș. Tinerii plecați la munca în Occident se întorc acasă în mașini deosebite și vorbesc mereu între ei sau prietenilor de banii câștigați. Unii spun că obiceiurile satului sunt depășite și le lipsește farmecul sărbătorilor de iarnă în țările în care ei muncesc, a povestit dezamăgită Floare Vlad din comuna Săliștea de Sus. Aceste realități erau scrise în urmă cu 14 ani în presa locală din Maramureș. Reporterul nostru special, Marius Milia, și-a propus să afle de la un moroșan implicat cât adevăr a mai rămas din această realitate. Dacă îți permiți să-ți închizi telefonul mobil, să nu te uiți la televizor și 3-4 zile să urmărești, să intri în acea atmosferă, vei fi câștigat. Dacă vrei să bifezi anumite obiective din mașina ta cu cotul pe geam, s-ar putea să te duci doar cu un bagaj de fotografii făcute. Dacă ești la pas, încă mai poți să vezi acele case tradiționale, porțile autentic meșteșugite, cioplite, bătrâni țărani care încă își duc mai departe meseria și oameni care trăiesc, oameni care atunci când te uiți pe chipul lor, este brăzată istoria Maramureșului. Oameni care nu vorbesc din cărți, oameni care vorbesc din ceea ce trăiesc ei. Se întorc, se conving de fapt că ceea ce le-a rămas autentic astăzi este tradiția, cultura și credința.
Noi suntem foarte legați de biserică, suntem legați de glia strămoșească și foarte puțini sunt cei care tind să treacă dincolo granița. Sunt oameni care trăiesc, știu să cioplească lemnul, știu să facă șindrilă, au început oamenii să aprecieze o casă bine făcută de lemn învelită cu șindrilă, au început să aprecieze ce înseamnă să dormi pe un strujac de țesut, au început să aprecieze mâncărurile bune și nu mai vorbesc de aceste frumuseți pe care le vedeți, tineri frumoși, tineri care trăiesc, tineri care cred eu că duc mai departe această tradiție cu sfințenie. Dar cum reușiți să păstrați până la urmă? Că sunt zone din țară unde tradiția se pierde în timp. La fiecare sărbătoare se obișnuiește să se îmbrace lumea în costum popular. Dacă se face o nuntă la noi în Marea Mureș, este obligatoriu să te îmbreci în straie populare și să urmezi datina care a fost atunci, cu chemători care te cheamă la nuntă, cu acele struțuri, cu caii care sunt împodobiți și ei, de Crăciun la fel. Nu este sărbătoare în sat dacă nu-ți pui portul național pe tine și petreci așa cum au petrecut bătrânii cândva. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile zilei. Dacă surprindeți un eveniment care poate deveni o știre, vă invităm să luați legătura cu noi pe pagina oficială de Facebook AgroTV sau la adresa de e-mail știri@agro-tv.ro. Imediat urmează AgroMeteo și după emisiunea de comentarii și dezbateri Agricultura la raport, realizată de colegul meu Ovidiu Ghinea. Vă mulțumesc pentru atenție! La revedere! La noapte, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele din noaptea precedentă, dar în sudul și local în estul țării, acestea încă vor caracteriza o vreme rece, astfel minimele se vor situa între minus 7 și 5 grade, izolat, posibil mai scăzute în estul Transilvaniei, sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei. În vest, nord-vest și parțial în nord și centru vor fi înorări și ploi slabe, ce pot favoriza apariția de polei în nord-vestul Transilvaniei, iar spre dimineață și în vestul Olteniei sau în nordul Moldovei. Pe cresele montane se vor semnala precipitații slabe, mixte. În restul teritoriului local se vor semnala nebulozitate de tip stratiform și ceață, în special în zonele joase. Vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări în zona înaltă de munte. Mâine, vremea va fi în general închisă, iar valorile termice se vor situa în jurul mediilor climatologice în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 0 și 9 grade. Temporar va ploua în regiunile vestice, nordice și centrale. La munte vor fi precipitații mixte. Spre seară, izolat, se va forma polei. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări la munte, însă la cote mai reduse și în nordul Moldovei și sud-vestul Olteniei. În zonele joase de relief din sud și din est, pe arii restrânse va fi ceață. Gradul de aprovizionare cu apă al solului pe profilul 0-100 de centimetri în cultura grâului de toamnă va prezenta valori satisfăcătoare până la apropiate de optim și optime pe suprafețele agricole extinse din Oltenia, local în nordul, centrul, estul, vestul și nord-vestul Moldovei, sudul, vestul și nordul Munteniei, nordul, centrul și izolat în sud-vestul Transilvaniei, sud-estul Dobrogei. Rezerva de umiditate din sol se va încadra în limite scăzute și deosebit de scăzute în Banat, Crișana, Marea Mureș, cea mai mare parte a Dobrogei, local în nordul, nord-vestul și estul Munteniei, sudul, estul, nordul și nord-estul Moldovei, sudul și izolat centrul Transilvaniei. În condițiile agrometeorologice menționate, speciile de câmp și pom viticole se vor afla predominant în stadiul de repaus vegetativ în majoritatea regiunilor agricole ale țării. În funcție de data semănatului, la orzul și grâul de toamnă se vor înregistra răsări și apariția frunzei a treia, precum și înfrățirea la nivelul întregii țări. Cultura de rapiță va parcurge faza de înfrunzire, starea de vegetație a plantelor prezentându-se în general medie și slabă, îndeosebi în semănăturile tardive, precum și pe arealele agricole fără strat de zăpadă sau cu strat superficial. În toate plantațiile pomicole și viticole se va semnala starea de repaus biologic. Ca urmare, lucrările agricole specifice se vor desfășura cu dificultate. Efectuarea arăturilor adânci pe suprafețele fără strat de zăpadă și cu îngheț superficial la sol. Continuarea verificării sistematice a viabilității plantelor la culturile de toamnă și a mugurilor de rod, la speciile pom viticole. Încorporarea gunoiului de grajd în câmp și fertilizarea cu îngrășăminte pe bază de fosfor și potasiu.